știrile la aduse de colegul nostru George chiar acum, pe proiectul. Altă mergem. Salut, Călin, bun găsit la știri. România a suspendat livrările de vaccin Pfizer. Litoralul ne întâmpină cu scumpiri de luna asta, iar Comitetul Olimpic a anunțat cine va purta drapelul României în deschiderea Jocurilor Olimpice. Peste 160.000 de români din mediul rural s-au vaccinat până acum împotriva COVID. Cei mai mulți au mers la medicul de familie, aproximativ 100.000, în timp ce restul au fost ajutați de echipele mobile trimise în sate. Există însă și mulți români de la țară care au mers pe cont propriu să se vaccineze la centrele din mari orașe. Comunele Ploiești din Cluj și Dumbrăvița din Timiș sau cei din mulți locuitorii prizați în cabinetele medicilor de familie sau în caravanele mobile, potrivit datelor Comitetului de Vaccinare. România va mai primi doar doze de vaccin de la compania Johnson & Johnson, care pot fi păstrate 3 ani fără să expire. Pentru celelalte, țara noastră a suspendat livrările din cauza interesului scăzut pentru vaccinare. România are deja peste 6 milioane de doze de vaccin anti-COVID, suficiente pentru a imuniza toată populația. În cazul în care livrările continuau, exista riscul ca sute de mii de vaccinuri să expire. Pentru a evita distrugerea lor, România a vândut peste 1 milion de doze Danemarcei. În prezent, în România se vaccinează jur de 20.000 de persoane zilnic, iar ținta autorităților de a avea 6 milioane de români vaccinați până la 1 iulie este departe de a fi atinsă. Persoanele care au trecut prin boala COVID-19 au mai multe șanse de a se infecta cu tulpina Delta decât cele vaccinate. Valeriu Gheorghiță spune că imunitatea dobândită după boală nu este la fel de puternică precum cea oferită de vaccin. Din acest motiv, medicul face un nou apel la imunizare, înainte de a fi prea târziu. Persoanele cu schemă completă au o protecție de 90% în fața virusului, a mai spus Gheorghiță. Tulpina Delta, descoperită în India, este mult mai contagioasă decât varianta din China, iar o persoană infectată poate transmite boala mai departe la 7 persoane. Mutația virusului a fost descoperită în 23 de țări europene, inclusiv în România, unde este de așteptat să devină dominantă în toamnă. Cine pleacă în vacanță la mare va plăti mai mult începând de azi. Prețurile pe litoral cresc în medie cu 40% față de luna iunie, nu doar pentru cazare, ci și pentru consumația de la barurile de pe plajă sau la închirierea șezlongurilor. În Mamaia, spre exemplu, la 4 stele, o cameră va costa 500 de lei pe noapte, iar un șezlong va fi 30 de lei în loc de 25. Nu peste tot va fi mai scump. Unii agenți economici vor păstra tarifele de acum până la mijlocul lunii iulie pentru a atrage cât mai mulți turiști, iar stațiunile din sudul litoralului vor avea în continuare cele mai mici prețuri. Canotatorul Robert Glință și canotoarea Madalina Bereș vor purta drapelul României în deschiderea Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Va fi pentru prima dată în istoria țării.